Tariful la gazele naturale ar putea crește din nou despre acest lucru, a anunțat directorul Moldova Gaz, Vadim Ceban, care susține că instituția a depus o solicitare la Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică privind revizuirea tarifului la gaz. Potrivit lui Ceban, costul achitat acum de consumatori nu acoperă cheltuielile companiei. Vadim Ceban susține că Moldova gaza a cumpărat gazul în luna ianuarie la prețul de 647 de dolari SUA pentru 1000 de metri cub și îl vinde consumatorilor, inclusiv celor industriali, cu 430 de dolari. În noiembrie anul trecut, tariful la gaz a majorat de la 4 lei și 29 de bani la 11 lei și 8 bani. Recent, ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, Andrei Spânu, spunea că tariful ar putea putea să fie majorat din nou până la 14 lei 60 de bani per metru cub. Socialiștii